Dana Criminala și Leo de la Strehaia sunt în proces de divorț, însă fix înainte de înfățișare, afaceristul a dorit să transmită un mesaj public pentru fosta soție, dar și pentru judecători. Acesta a anunțat că nu poate să ajungă la proces, din cauza că a suferit o operație la ochi, dar nu acesta este singurul motiv, ci și faptul că și-ar mai dori timp înainte de pronunțarea definitivă a divorțului, sperând că el și Dana, totuși, nu se vor separa oficial. Pentru Dana Criminala, nu pleca. Prieteni, vreau să transmit și eu un mesaj pentru Dana Criminala. Dana Criminala, te rog iartă-mă, vezi cum sunt, bandajat la ochi, pentru că am avut o operație astăzi și vreau să spun. Vreau să anunț și judecătorii de la tribunalul unde avem divorțul să mă ierte, dar nu pot să ajung la proces. Asta nu e că nu vreau eu, aș vrea să ajung, dar nu pot. Și Dana, vreau să nu te superi și rog judecătorii să ne dea un timp de amânare, să ne dea un timp, poate ne împăcăm, să ne mai dea 2-3 luni de zile, adică eu nu vreau să se termine divorțul acum, sper să înțeleagă și judecătorii. A transmis Leo de la Strehaia, bună seara, prieteni! Vedeți, intru direct în subiect. În seara asta vreau să vă prezint pe nevasta mea. Nu pot să vă spun cum o cheamă că nu vreau să o căutați. Mulți dintre voi poate vreți să o căutați pe Facebook. Pe TikTok nu are rețele de socializare. Este o fată pe care o cunosc de mai mulți ani, dar acum a fost să fie. Acum am luat-o de nevastă. Bine, nu am luat-o de nevastă cu acte, dar e ca și nevastă, prieteni, pentru că eu nu vreau să o iau și să mai am iubită. Tocmai din cauza asta vreau să o las și pe ea să vă spună câteva vorbe despre mine, cum vede ea viața sau ce crede. Ți-e rușine să vorbești? Nu trebuie să-ți fie rușine că nu e nimeni aici, partenera lui Leo de la Strehaia. Ce să zic? Că ești minunat! Faptul că ne-am cunoscut cu mulți ani în urmă, când tu erai îndrăgostit nebunește și m-ai abandonat, m-ai lăsat a nimănui. Vezi că eu m-am întors la tine și sărac și bătrân. Au mărturisit Leo de la Strehaia.